s-a ales cu dosar penal după ce în repetate rânduri a distrus recoltele cetățenilor din Bâcleș. Este vorba despre un influent om de afaceri din județul Dolj, care nu doar că a dat cu ierbicid peste cel puțin 14 hectare de cultură de floarea soarelui, ci a dat foc chiar și utilajelor agricole ale cetățenilor din comună. După incidentele cumplite trăite de localnicii din Bâcleș, oamenii legii și-au intrat în drepturi. În repetate rânduri, agricultorii din zona au făcut apel la autorități cu privire la faptul că recolte întregi de floarea soarelui le-au fost distruse de un domn zis Piratu. În cele din urmă, un dosar uriaș a fost întocmit pe numele acestuia. Polițiștii orașului Strehaia au fost sesizați de un bărbat de 36 de ani din localitatea Petra cu privire la faptul că un bărbat de 56 de ani din municipiul București i-ar fi distrus prin erbicidare o cultură de plante oleifere, floarea soarelui, situată pe un teren aflat în extravilanul satului Corzu. În cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere, cercetările fiind continuate sub coordonarea unității de parchet pentru stabilirea situației de fapt, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale. Oamenii din Bâcleș și-au anunțat autoritățile disperați fiind că munca lor le-a fost distrusă într-o secundă. Pentru a obține pământurile, așa zisul Piratu, decurge la acțiuni greu de imaginat. O cantitate uriașă de erbicid a fost aruncată din avion peste culturile oamenilor din Bâcleș. Duminică după masă, după ora două, având niște utilaje în zona locului lui domnul, am văzut un elicopter, nu am știut ce e cu el, dar patrula deasupra terenului lui. Și era posibil să... Sigur că da, sigur că da. Am văzut, era cultura distrusă. Cultura era distrusă. Atunci, până nu a umblat acel elicopter, a fost totul ok. N-a fost nimic neregulă. Eu acolo am făcut pază 3 săptămâni. Jurul orelor 8:30 m-am deplasat în comuna Bălăcița pentru a cumpăra ceva de acolo și am vizitat o cultură de floarea soarelui de 14 hectare. Să văd cum merge. Am rămas surprins de ce am văzut. Era erbicidată cu elicopterul, care duminică de dimineață, în data de 4, vecinul nostru de Tarlale a dat tratamentele la floarea soarelui și rapiță. După ce a terminat, s-a gândit să facă și mie binele ăsta care vedeți și dumneavoastră ce a putut să-mi facă. Întrucât solul de aici este unul dintre cele mai fertile din zonă, se dorește obținerea lui chiar și prin orice mijloace. Grigore Ionițoiu este exemplul perfect că atunci când deții un anumit statut social le poți face pe toate. Contactat telefonic de reporterii mei din Sulmeu pentru a afla și varianta acestuia, am dat de scuze lipsite de noimă, însă pline de ironie. Credem și noi că acest domn cu influență nu ar fi fost personal pe câmpurile din Bâcleș, dar și faptul că nici brevet de pilot nu are, însă aceste scuze evazive și deloc categorice ne-au pus serios pe gânduri. Niște baliverne, doamnă. Deci eu, în primul rând, nu am brevet de la autorități de aeronautică română. Interesați-vă dacă eu am brevet de pilot. Eu sunt fost ofițer de marină. Eu am altceva, de nav. Deci sunt fost ofițer de marină. Am lucrat inginer electromecanic. La 27 de ani eram inginer electromecanic pe navă de 7.000 tone de noi. Și toate palivernele care sunt acolo, nici măcar nu-i pământul la oamenii. E tot o altă chestiune. Din spusele sătenilor am aflat că acest individ, zis și Piratul, cu apucături de mafiot, ar fi susținut de o firmă din Italia, iar în urmă cu 2 ani ar fi pus pe butuci munca unui agricultor local apelând la aceleași mijloace, distrugându-i culturile și amenințându-l. Cu aceeași ironie de care a dat dovadă Grigore Ionițoiu, putem spune că munca acestuia de a distruge recoltele oamenilor a fost stopată de către oamenii legii. S-a ales cu dosar penal, iar poliția continuă cercetările cu privire la acest caz.